Bine vă regăsesc, stimați telespectatori, la Cornina de Sticlă. Suntem într-un loc liniștit, după o vară, cum vedeți, foarte agitată, cu tot felul de evenimente, care mai de care, mai naționale, pe care dau televiziunile acelea care vă dau știrile proaste. Noi la Polonia vă dăm știrile bune, cum am obișnuit. La Iași lucrurile stau altfel decât în alte locuri. Aici ritmul existenței se duc altfel, după alte criterii. Așadar, și aici se învârte ziua după noapte, și aici pleacă cocori și rândunele în țările calde, și aici vine bruma acu și aici strugurii, dar sunt și alte evenimente după care se constituie existența noastră. Și anume, putem ieși pe stradă, de pildă, la o plimbare și ne întâlnim cu poezia însăși, cum ar fi, de exemplu, cu Horace Zilieru sau cu Danilov sau cu Vasiliu sau cu Cassian Spiridon, de pildă. Putem să mergem, să ne plimbăm puțin și vedem pe Vasile Lupu, poate, și ne amintim de el sau alți domnitori, sau poate face un pelerinaj la Sfânta Parascheva, la Ocrotirea Moldovei, la Mitropolie, sau, în ce mă privește, în fiecare toamnă urc copoul, mi-aduc aminte de asta, la începutul toamnei trebuie să urc copoul, să mă duc până la Bogdan Bârleanu, în atelierul său, să văd ce am mai făcut el un an de zile. An de an, în fiecare an, toamna, la sfârșitul lunii septembrie sau început de octombrie, dar de regulă la sfârșitul de septembrie, face o expoziție personală cu lucrările făcute într-un an de zile. Și atunci este foarte interesant, foarte important pentru cine urmărește lucrul ăsta, să vadă ce a făcut pictura anul trecut, ce a făcut anul acesta. De unde a mers, unde a ajuns. Dacă a făcut, nu se pune problema unei evoluții, pentru că el este un artist absolut excepțional, exponențial. Să punem problema ce alege, pe ce se fixează, anume din ființa sa interioară, pentru că eu cred în continuare că pictura, ca și poezia de altminteri, ca și muzica și alte domenii, sunt un fel de exprimare a ființei interioare a artistului. Mă bucur de prietenia lui, el mă privește totdeauna aici în atelier la el, în copou, într-o oază de verdeasă, frumos, încât îi mulțumesc că v-a primit încă o dată. Cu mare drag. Împreună cu cățelușa lui. Da, cățel lui. Cu Nero. Bine ai venit la Cornina de Sticlă. Bine ne-am întâlnit. Puiule, e o mare bucurie, o mare onoare pentru mine. Sunt călcați an de an pragul după o prietenie care are vreo 45 de ani, cam așa. Din secolul trecut. La Doamne nu se spune. Nu se spune. Deci, da. Uite, încercând să fac un pic de curățenie prin atelier, prin atelierul în care se lucrează și toate zvraiște și căzute, aici, da. Dar e ușor aranjat. Nu este mizeria cu hârtii, cu pensoane, căzute pe jos, cu lor. Sunt hârtii, văd acum. Uite, mi-a căzut în mână catalogul de la prima expoziție care am avut-o în 1982 la București. O expoziție în care alături de părinți, soții, socri, erau marile figuri ale artei românești prezente acolo la invitația părinților, evident. N-aveam eu trecere la maestru Marginianu sau la Irimescu. Domnule, era maestru Irimescu, Viorel Mărgineanu, Alin Gheorghiu, cel cu grădinile suspendate, Ion Frunzeti, criticul de artă, Dan Hăulică. Domnule, era lumea maximă a artelor plastice românești. Și am avut onoarea să fiu botezat de, evident, în ghilimele, de către marele istoric de artă și critic de artă, Vasile Drăguț, care, domnule, m-a onorat cu un cuvânt absolut imens. Imens, în două pagini de text, una referitoare la artele plastice din zona Iașului, iar partea a doua, ca un cec în alb oferit tânărului artist la prima lui expoziție, când n-aveam decât o participare la Lublin. Așa, și două expoziții republicane și două județene. Eram deja membru a Uniunii Stagiar. Domnule,
îmi face o mare bucurie să vă reamintesc de toată povestea asta. Bun, o expoziție la Căminul Arti, parter la București, o expoziție care a avut o foarte bună primire și în presă și în rândul publicului de acolo. Ești în generația asta 80, care în literatură se exprimă bună. În același timp. Și în arte plastice. În același timp se exprima, voi vă exprimați în arte plastice, noi ne exprimam în literatură. Așadar, toată generația asta a debutat în literatură în jurul anului 80. Da. Iar ca și tu ai venit cu... Dar vreau să spun ceva. Am încercat, exact ca în Salvați Soldatul Ryan, da, în scena de final, când soldatul de acum îmbătrânit vine la cimitir, la capitanul care l-a căutat prin toată Normandia, să recupereze, să-l trimite acasă la mama, el fiind singurul supraviețuitor dintre toți frații, vine și spune: sper că m-am ținut de promisiune să fiu un om care a făcut ceva în viață. Exact la fel și eu, cred că am onorat cât de cât cecul alb oferit cu drag și cu speranță și cu încredere de Vasile Drăguț. Sunt întâmplat lucrurile astea. Am numărat expozițiile azi, sunt vreo 30 de persoane în anii ăștia, din 82 până acum, deci 37. Să știi că se întâmplă rar lucrurile astea, mă refer la toată lumea culturală, și atunci când cineva, un maestru, cineva care s-a afirmat, care e o voce, care e un, exact, nu neapărat un guru, dar cineva care decide pe un anumit domeniu, dă un cec, cum spui tu, un alt, exact, la un om, unui tânăr, e posibil să înșele, dar câteodată nu. Dom'le, depinde și de cel cărui se oferă cecul alb. Dacă are stofă să continue o viață care nu este comodă deloc, o existență care este și cu privațiuni și cu bucurii, și cu eșecuri, și cu șuturi, și cu victorii. Și mai ales că n-ai de unde să știe. Și mai ales că n-ai de unde să știe, exact, la vârsta începuturilor, știi? Dar că ai venit foarte bine pregătit. Sunt foarte pregătit, învățată, pentru că fără fișe, fără lucrurile astea, eu nu pot să vorbesc, nici nu-mi place să vorbesc. Nu-mi place să încropesc așa, să fac tot felul de aproximări și tot felul de discuții, cum se întâmplă pe la diverse talk show-uri, în care se improvizează tot felul de lucruri. Eu am venit chitit la expoziția asta pe care o găsim în atelierul tău. Da. Vom coborâ din Copou curând în Statele Pășneanu, va fi expoziția venesajă, expoziții tale personale de acolo, ca în fiecare toată, repet, va fi, cred, un eveniment mare, nu cred, sunt sigur, al Iașului, un eveniment cultural foarte important, în care se va vedea ce a făcut pictorul Bogdan Bârleanu un an de zile. Dar nu numai ce a făcut el, dar mai ales prin ce stări a trecut el, și acum o să vorbim imediat despre stările astea, să mă explic, pentru că tablourile sale sunt altceva decât ilustrate, să spunem așa, sau lucruri pe care să le luăm, să le vizualizăm în casă, spun perete, ce știu eu, într-un anumit loc. Eu am să îți propun să vorbim întâi și întâi despre flori. Am făcut și anul trecut lucrul ăsta, fac și anul ăsta, pentru că ele sunt foarte expresive și mai ales că ele nu seamănă cu nicio floare, în fapt. Constat că nu identific nicio floare din cele pe care le găsesc pe tablouri tale. Nu stai cum. Să zic că asta e crin, asta e lalea, asta e trandafir, asta e, nu știu, anul trecut ai avut totuși niște maci, la un moment dat, cred, dacă mi-am amintesc, eu bisac cu 2 ani. În orice caz, acum nu văd nimic. Sunt niște idei de flori. Da, dacă aici este o mare... Eu am să spun ceva. O viață, sau mă rog, o tinerețe întreagă, cât eu eram invitatul tatălui meu, care era titularul atelierului acesta, am încercat să fac la rugămintea lui flori. Și începeam să fac niște flori pe care le pisam ca să încerc să semne cu realitatea. Pentru că ai spus despre, ai pomenit pe Eftimie Bârleanu, pe tatăl tău, să spunem că este sculptorul Eftimie Bârleanu, care este autorul unor sculpturi pe care le puteți vedea și în Suceava, și în Iași, și în Vaslui, în diverse locuri, și care sunt monumentale,
Unii dintre ele, din păcate, anumite autorități locale nu prea se mai îngrijesc de acele sculpturi, dar poate că s-o găsi oamenii, s-o vor găsi nu, oamenii. Nu, să știi că la Suceava l-au restaurat. Aia asta am vrut să... Da, da. Domne, anul trecut... Spre cinstea lor... Anul trecut când vorbeam, la Suceava era rău. Da, acum da. E bine. Atunci sunt mulțumit. Bine e un fel de a spune, pentru că orice bine la noi este... Da. Făcut pe jumătate. Pentru cine nu știe Iașul, să știți că Dosoftei, de exemplu, e de Iftimii Bârleanu, la Suceava, Ștefan cel Mare, deci există, la Basturile asemenea, există niște monumente în Iași, în Moldova, în general, făcut de Iftimii Bârleanu, care e tatăl lui Bogdan Bârleanu și care a împărțit, iată, acest... cum să-i spun, această cameră obscură a creației artistice cu tatăl său de mic. L-a pus să facă flori. Iată să vezi. Așa. Deci, mă întorc chiar și la Suceava. Deci, o restaurare foarte frumoasă, în afară de niște bănci care s-au pus într-un fel de amfiteatru, la ideea unui arhitect Nătărău, ca să nu spun altceva. Practic, pe acolo s-au sifonat niște bani. Da, mă rog, asta este. Era ordinea zilei. Statuia și soclul și pavimentul arată foarte bine. Dar spune-mi cu flori, cu tatăl cu flori. Deci, domnule, fă și tu niște flori, uite, ai niște gălbenele. Domnule, și am încercat să fac gălbenele. Știi, și tu, o minune. Nimic, zero. Încercarea de a te apropia, de a te suprapune peste model, înseamnă să renunți la orice... inflexiune personală ca să faci un tablou și încerci să faci o copie pe care cu ajutorul aparatului de fotografiat o poți face mult mai bine și mult mai rapid. Și photoshopat acum așa. Mult mai târziu. Sigur. Nu fac flori decât de vreo 3-4 ani, cred. Am avut așa o revelație. Am încercat să fac altceva, să fac niște flori, eu le zic bârlenești, știi? Niște flori care nu sunt regăsibile în botanică sau în... Dragul meu, florile acestea, ele, florile ca atare, fiindcă aici este ideea de floare, nu sunt flori anume, pe care termenul mie și le găsim în oricare dicționar sau album de botanică. Nici în grădina botanică, nu le găsești nici în cărți, nici dar în... Dar floarea ca atare ne însoțește peste tot. În bucurie și în tristețe, la mormântare și la botez. Ești optimist, toate, la mormântare. În toate împrejurări, acolo e cu număr cu soț, cum să fie. Peste tot ne însoțesc flori toată viața noastră. În dragoste sau în despărțire. Sau, eu știu, florile sunt totdeauna, ne însoțesc absolut totdeauna. Și mai mult atâta, am văzut și aici la intrare în casa ta, sunt o mulțime de flori, de exemplu, afară. Florile te stau pe tine, cum să spun. Nu te-ai apucat să pictezi, să spune niște mușcate sau ce știu eu ce flori mai ai în față, dar uite că ai ideea de floare. Da, ideea. Păi ideea asta de floare este... De fapt, eu am să spun, nu numai floare eu pictez ca idee. Uite, delta. N-ai să găsești nicăieri. Delta e ca la mine. În delta natural, în... Ai răbdare să vorbim și despre delta, uite acuși. Eu pictez impresiile mele despre respectiva... Eu cred că aceste florile... Și o să vorbim iarăși despre delta, că acolo avem o discuție specială, apropo de peisaj, floarea este un semn. Semnul acesta, totdeauna, orice semn, că e floare sau e altceva, adună o lume în jur, la un pictor. Adună lumea din acel tablou. Când cumpără cineva un tablou, duce acasă cu el, sau primește cadou de la tine, sau ce știu eu, el duce cu sine o lume. Lumea aceea e centrată în jurul unei axe. Dacă acea axă este o floare sau o idee de floare, un semn, atunci despre asta e vorba. Semnul acela de floare adună o lume în jur. Iată de pildă floarea aceasta sau această natură moartă de acolo. Adună în jurul ei o lume. Te duci cu ea acasă. O pui pe perete și te uiți la ea ca la o lume pe care ai descoperit-o. Îmi pare foarte bine că ai remarcat povestea asta. La mine tablourile sunt încheiate. Ca idee, nu-și trag seva de la unul, de la celălalt ca să trăiască. Ele pot fi luate de agățătoare, puse în casă sau într-un muzeu, pe un perete și trăiesc de sine stătător fără să aibă nevoie de proptelele vecinilor.
Am mai vorbit despre, despre treaba asta și altă dată. Nu mai știu, dar intuiești bine. La, la expoziție, dar asta este, este limpede. Deci, mi-am gândit că într-un an, nu știu, acum un an sau cu doi ani, ai avut niște maci care erau chiar maci, roșii așa, dar în rest, ele sunt, de fapt, idei de floare, sunt semne și semnele acestea sunt axa aceea în care se organizează o lume. Și nu vorbesc numai de în ce stă floare, ambianța, decorul, culoare, vorbești de culoare mai acum, ci pur și simplu ea se organizează o, o axă. Axa care înseamnă nu spre pământ, ci spre sus. Axa totdeauna e spre sus. Fie că pleacă din fântână, merge la cer, cum spune poetul, ca să, cum spune Eminescu, nu? Fie că pleacă din mormânt, se duce la, la Dumnezeu, totdeauna e spre sus. Cedeam undeva, țăranul român, toată viața lui, toată viața lui, am văzut cerul prin coarne plugului, adică uitându-se în jos. Da, e frumoasă imaginea, da. Foarte, da, foarte da, expresivă. Dar Blaga, dar alții care l-au ridicat pe, țăranul, pe Rebrean, care au ridicat țăranul român dintre coarnele plugului să uite în sus, au învățat să uite și sus la cer, nu doar printre coarnele plugului. Deși, deși, se constată faptul în folcloră, orizontul mitopoetic românesc, se vede lucrul ăsta cu certitudine. Țăranul român care zicea că e coarne plugului la pământul pe care l-ara și la coada calului care îi trăgea plugul, vedea cerul. Asta e sigur. Pentru că vedea mitologie, vedea toate lucrurile acelea care, pe care noi credem că nu le vedea. Da, probabil că de acolo izvorăște și toată mitologia asta e sigur țărănească, un Simeon Florea Marian, probabil că își găsește inspirația în realitățile plugului. Mitologia românească se regăsește acolo. Și de asemenea, în floare, pentru că, spui, bine, tu îmi spui că floarea e axa, că duce o lume cu tablou pe care le-a luat cu floarea respectivă, de acord. Și, și mai departe cum e? Mai departe spune așa, că în lumea aceasta de astăzi, pe care, care e foarte, foarte aproximativă, e greu de apreciat ce cu ea. E foarte discutabilă, foarte disputabilă, cum se vede. Toată lumea se trage în toate părțile. Nu mai discut acum de cum arată ea. Arată rău lumea de astăzi. Dar vii și spui, bun, și atunci ce ar trebui să fac cu omul ăsta? Și-a pierdut ce? Și-a pierdut toate certitudinile cu ghilimele de rigoare pe care le oferea, le livra așa numita revoluție științifică, nu fantastică, ci, ci științifică din secolul XIX. Eram învățat să știm numai ce pipăi mai există. E, după anul 2000, e că nu mai e chiar așa. A venit cineva și a spus, dacă secolul 21 va fi religios sau va fi deloc. E, uite, nici chiar așa nu e. A venit Mircea Eliade și a spus... Esmaro, nu era el chiar... Esmaro a spus asta. După ce a venit Mircea Eliade și a spus că, bine, asta noua era tehnologică, dacă nu-și inventează mitologia ei, nu va exista. Tot felul de lucruri din astea. Și eu cred în continuare că... neomarxismul... Nu. Despre asta vorbim altă dată, am vorbit și cu profesor Nicu Gabriluță, treaba asta este foarte grav, dar asta e altă discuție pentru altceva. Însă vreau să spun că cred că paradigma de sensibilitate a omului de astăzi și-o văd și la artiști, nu numai la, în tablouri tale, la poezi, în diverse alte, în prozatori, este una de, a neoromantismului. Neoromantismul nu înseamnă să nu creadă lumea că înseamnă romantism luat la Indigo. Da. Nu. Deci neoromantismul înseamnă, paradigma de sensibilitate înseamnă recuperarea unor termeni care au fost desemantizați. Anume, ură, dragoste, iubire, creștinism, etc. Care au fost desemantizați în epoca aceea când cu revoluția tehnico-științifică, așa se numea ea în secolul 20. E bine, acum oamenii trebuie să umbli cu ceva asta. Cu ce umblă? Cu simțire, Bogdan. Cu simțire, cu sentiment. Cu asta umpli el golul acela lăsat acolo. Pentru că trebuie să umpli cu ceva. El poate să aibă un orizont. Orizontul lui e de simțire, de sentiment, de sentiment, de simțire și mai ales de orizont mitic. Îți trebuie un mit. Nu poți să-ți inventezi alții mitul tău. Si. Cum ar fi să vină la români să pună, și mie îmi place, cântecul nebelungilor să fie opera noastră de bază, mecanism a românilor. Da. Nu, rămâne cu Miorița și Mișul. Da. Din păcate, orizontul mitic la noi s-a transformat într-un orizont mitic.
Mitic, de la miticismul, miticii clasici. Eu sunt un recalcitrant vis-a-vis de societatea pe care o consumăm, din locul în care trăim, cu atâta abjecții, cu atâta murdării. Eu sunt un retras în atelier, de asta în fiecare an produc o expoziție. Eu stau aici. Da. Și nu este turn de film. Da, da, ce este un, no. Este un loc de retragere, un loc nu în care film, intră da. Niște oameni cu care într-adevăr pot schimba o idee. Nu-i turn de film, dar stai să spun un lucru care mi se pare extraordinar. Îmi pare rău că telespectatorul nu pot să respire aerul de aici, dar vă invit dacă vrei să-i faci o vizită în atelier sau pariți o lucrare, puteți să-i faci, că Bogdan este un om primitor. Chiar dacă nu aleg, un om primitor. Dar vreau să spun că... Da, e un om primitor. Da. Vreau să vă spun că aici el stă în copou, aici un aer sporat, nu că-i parcul copou, știți foarte bine toți ce înseamnă copou. Ei bine, în atelierul lui nu e un aer de copou, e un aer de atelier, în care miroase a vopselea, a tot felul de lucruri din astea pe care le folosește el la pictură, dar e un aer așa de știi, când, când am început, pictam culori de ulei, cu diluanți, cu damar, cu verniuri în acestea, cu rășină. Dom'le, și era un cu totul și cu totul alt miros. Acum, pictând cu culori acrilice care sunt inodore. E un aer plăcut, un aer de lucrări. Să simte, cum să spun, chiar dacă acele culori nu mai miroase ca alea pe care mi le voi tu acum, este aer, alt aer decât afară. Da, este un alt aer, este un aer artistic. Hai să vorbim, da, asta e decor. Da. Hai să vorbim puțin de peisaje, că aici am o mare problemă cu ele. Anul trecut am avut, și acum 2 ani, când urmăresc expozițiile astea tale de fiecare toamnă, e o bucată de vreme, pentru că este un exercițiu, eu nu sunt critic plastic, știi asta foarte bine, nu fac ierarhii de valori în arta plastică, dacă îmi pun un tablou acasă, îmi pun care îmi place, deci nu care îmi spune cineva criticul mare de artă că ăsta e cel mai valoros, că valorează nu știu câțiva, nu mă interesează lucrurile astea deloc. Mie îmi place să mă uit la el și cu asta basta. Să dau un exemplu, înainte de a intra în peisajele tale, am acasă, atât m-am străduit, nu vrei să știi, acum vreo nu știu câți ani de zile, mulți ani, să procur un tablou lui Adrian Podoleanu, care era un peisaj a unei bălți. Da, era un... O baltă care era lovită de viscol, de ninsoare... Acuarele sau ulei? Prăbușită, nu, acuarele, și la un moment dat, acolo, în stuful era, ăla, acolo era la el acasă. Doamne, în stuful acela, care se vedea că e prăbușit sub viscol, plin de zăpadă, e un punct portocaliu. N-am să știu niciodată ce au vrut să spună. Dacă e datorită unui accident cromatic sau este atât pus... de violent la privire și nu seamănă cu nimic. E un punct portocaliu. Și ce am vrut să spun? A scăpat, poate culoare, poate că... O fi punctul lui de vedere. Extraordinar. Și atunci, atât îmi place peisajul ăla, încât îl țineam și întotdeauna când trec pe lângă el, că e în casă, pus pe perete, m-a străduit să fac rost de el, că era complicat, nu-l găseam. L-am făcut rost, l-am dus acasă la mine și vreau să spun că trec tot timpul și mă uit la el și zic, păi ce-o fi vrut să spună cu punctul ăla? Da, el a fost un mare acuarelist, fiind și iubitor de pescuit și de baltă. Și de singurătate, și de dialog din acesta cu stuful, cu păsările care dimineața se iau și iau zborul într-un pasaj din ca acesta. Ca să tinde, dar numai ca... Aș pune observația aici, nu chiar singurătate, pentru că însoțesc la pescuit cu domnul Tofan. Noi suntem doi într-o barcă. Da. Și știu că plecați în Delta și mergeți la felul de animale astea marine pe care nici nu vreau să le mai spun. Nu le găsești, sunt două. Nu. Lucrări cu niște peștișori mici care sunt... N-am să mă uit după asta. Deci, să vreau să ne uităm puțin la peisaje. Așa. Pentru că ele sunt unele de iarnă, cum se vede, sunt altele marine. Acelea de iarnă și acele marine, iată, cele de iarnă au niște păsări. Am vorbit și altă dată. Toate au păsări. Am văzut.
Păsări, iarăși vin și spun că aceea e ideea de pasăre. Eu nu pot să spun că aceea e cioară sau albatros. Hai, lasă-mă cu cioară. Păi nu, că e albatros sau că e cioară sau că ce știu eu cealaltă. De ce? Da. Și cealaltă păsări că trebuie sute de ani, cum să spun. Deci ele nu pot să fie identificate în felul ăsta. Sunt niște păsări care, exprimă ideea de ascensiune, de zbor. Chiar, da, dacă, da. Chiar dacă peisajul de jos e prăbușit în zăpadă, e acoperit, e surpat în zăpadă, de exemplu, sunt păsări care zboară și uite că îți arată că... Uite, acolo este primul peisaj. Iată. Nu ăsta, nu, cel de dincolo. Care este împărțit exact la jumătate, jumătate apă, jumătate cer, dar pe jumătate de cer apar o sumedenie de puncte din acestea, un joc de păsări negre, el se numește pasaj. Și într-adevăr, dimineața toate păsările zboară sunt nebune de cap după o noapte. Da, absolut. Așa, da. Iată și aici, cu soarele care răsare și ele zboară. Da. Deci ideea este, uite... E o iarnă. Da, o iarnă pe un canal. Este extraordinar. Da, uite, și sunt tot felul de semne, cum că într-un peisaj sunt surpat. Sub zăpadă, se poate presupune, sub gernă, prasnică, etc. Deci că este un semn care e al vieții, știi, care duce către înalt. Foarte mulți spun, ce ușor rezolvi cu peisajul de iarnă. Păi un pic de culoare, după aia umpli cu zăpadă, umpli cu alb și tot. Află de la mine, foarte puțini au reușit să facă ierni colorate. Uite, am să-ți dau câteva exemple de la Iași. Cămăruț, Craiu, Dan Hatmanu și cam Bogdan Bărleanu. În rest, fie sunt văroase, fie sunt ieșite din contextul acela friguros, friguros, dar cald, prin culoarea care se degajă din spate, care vine de după cortină. E ce vorbeam și la flori. Da. Păsările acestea sunt un soi de axă, care se duce la jos, de la teluric, la cosmic, la înalt. Ele sunt cele care fac legătura asta. Dacă n-ai legătura asta, rămâi, cum spuneam mai devreme, cu capul între coarne cu pluguri, cum să zic. Asta este, da. Peisajele astea mai au ceva. Deci au elementul uman care se întâmplă cu niște case, de exemplu. Uite, s-a acoperit de zăpadă, iau exemplul tabloului de acolo. Casa s-a acoperit de zăpadă, se vede că nu e mișcare, oamenii nu sunt, oamenii poate stau înăuntru, nu iese fum. De acolo să vezi că e vreo activitate înăuntru, nu asta era problema, ci faptul că există casa, că zboară păsările, că este un drum trasat, se vede că e trasat drumul deja. E o barcă care așteaptă. Da, exact. Așteptându-l pe Godot. Da. 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 Dom'le, eu m-am ferit de portret. Am avut niște experiențe, ți-am mai spus odată, niște experiențe care m-au făcut să fug de poveste. Iar în ce privește omul în tablou, domnule, s-a făcut de atâtea ori încât nu mai găsești un loc în care să respiri personalitate. Bă, dar nu căutam oameni aici neapărat. Nu, nu. Și nu, știu că portretul nu ți este aproape. Nu mi este aproape, ți-am spus de ce. Nici nu cred că... Am făcut Dar știi că oamenii caută în portretul foarte puțin timp a murit taică. Am făcut unul, la câteva zile a murit bunicul soției. Am mai făcut unul, omului și ăla. Dacă le pun ceva portret, Doamne ferește. Deci portrete știu că sunt prea aproape. Da. Pe de altă parte, nici, de pildă, Hatman a făcut multe. Dom'le, dar pe de altă parte, el a făcut foarte multe portrete șarjate, cum bine știi. Alea sunt niște glumițe, dar Hatman are portrete de mare. Nu era cazul tău, deci n-am remarcat absența oamenilor din acest motiv. Da. Ci faptul că există, uite, și tablou acesta cu numărul 7 în expoziția care mi-a adus de schilă. Numerele acestea se vor regăsi pe listă. Da, am înțeles. Și când vor pune fetele alea care mi-așează an de an de expoziția pe perete, ca să nu-l mai întoarcă să vadă cum se cheamă tablou, cum e numit, îl ia după numărul... Altă dată, veneai cu peisaje, ca să rămânem aici deocamdată, de bălți, care apa se vedea că vălurea. Aici bălțile tale sunt înghețate.
Cam toate. Sunt înghețate. Sunt nocturne. Ei, da, acolo sunt și... Dar sunt foarte multe înghețate care sunt potențiale, sunt, acoperă ceea ce e posibil să fie. Când te uiți la, de pildă, tablou acesta și vezi stuful ăla, sunt niște copaci care sunt în gheață, ei vor fi curând. Da. În afara ei vor fi, vor crește. E unul frumos. Te vei duce... Uite, asta cu ceața. Te vei duce... Reste, doamne, are câteva puncte. Când se va dezgheța și va gheața de acolo, te vei duce tu cu tușcu, da. Tofan să pescuiți acolo. Cine știe ce știu că prins la rădăcina acelui stuc. Da. Cine știe. Deci vreau să spun că... Ei, sigur, nu... Nu peștele în speță este... Nu, nu despre pește aici. Motivul pretextului, în ghilimele. Noi suntem interesați de lumină, de... Asta e în afară de asta, în afară de jocul, asta, în afară de asta, zilele. Trebuie să remarc un fel, următorul lucru. Ca și la celelalte peisaje pe care ai văzut din alte zone, de pildă, sărărie, case vechi, anul trecut de pe sărărie, anul ăsta, mai ales peisajele acestea cu blocul înghețat, cu delta, cu lacul acesta, este un soi de nostalgie care te urmărește, da, e clar, da, asta, te urmărește, da, nostalgie, da, și limpede că să exprimi ființa interioară a ta și nici nu poate fi altfel, că altfel nu poți să discuți despre tablourile acestea, care e încărcat din nostalgie, care în afara bonomiei pe care o afișez și a glumilor și a... Da, da, da. Crezi că nu e normal acolo să, un flux... să fii încărcat din nostalgie când acolo... vezi că ai 65 de ani? Ce puțin mai este înainte și ce știm, frumos a fost până atunci? Nu știm cât mai este înainte, când Dumnezeu știe, asta e sigur. Da. Dar e un flux de sensibilitate care se vede în aceste tablouri mai cu seamă, întrucât au și un farmec discret al arheicității, l-aș numi. Da. Pentru că acele case nu sunt vile, nu știu de care. Da. Unde se vede vreo casă și ăla, în continuare mă uit la tablouri și aici, din coace, sunt case, nu știu dacă pescărești neapărat, sunt niște case vechi. Sunt case dar nu poți să pictezi blocuri, nu? Blocurile sunt frumoase din punct de vedere arhitectural, dacă arhitectul a fost... Dragă Bogdan Burneanu, dar mergi în delta, dar pictezi, domnule, un resort de acolo, da, din ăsta. Ia ca nu, pentru că resortul este o chestie comercială, pe când pe mine mă interesează un lucru poetic, un lucru cu încărcătură, că... de vechime, cu poveste. Da, cu arheicitate în el și... Citeam Fănușneanu. Îngerul a strigat alea cu zona Brăilii, pierdut cu nopțile. Pierdut în Balcanii. Așa, cu caie nebuni care aleargă noaptea pe lună în delte. Dom'le, îți creează atmosferă. Cartea de bază a lui Fănușneanu este Pierdută în Balcania, care adună toate prozele lui despre delta, despre câmpia. Dacă erau la România Literară, în fiecare săptămână. Este o carte care adună toate prozele astea, care sunt splendisime. Era atâta metaforă, atâta poveste în cuvintele alea smerite, dar încărcate de... Și mai ales a câmpiei, dintre râmnicul... În zona Brăilii, pe acolo, Bărăganul ăla. Și Brăila. Bărăganul de acolo. Da. Acolo unde e Șupanaiti Strate. Acolo e zona lor. Și Fănușneanu sunt exponenții în literatură, dar acolo este un lucru excepțional să apropo de orizontul mitopoetic românesc, extraordinar. Bun, acolo este o confluență cu grecești, cu rusești, cu Israel. Fănușneanu, dincolo de metaforă, că lumea citește, îi place sau nu îi place o metaforă, însă acolo este foarte mult din acest orizont poetic mito-românesc care e acolo. Care numai unii sunt numai acolo. Unii sunt numai acolo. Din ar fi să dau decât exemplu acela cu... Mută-l pe Sadoveanu, de pe Valea Frumoasă sau din povestiri din delta, mută-l pe Someș. Nu vibrează. Nu poate să pescuiască Sadoveanu Lostrița de pe Bisa, pe Someș nu știu unde. Deci asta e limpede. Însă mai mult atâta, mă spune încă o dată, îmi confirmă încă ce am spus și altă dată despre pictura ta, că aceste peisaje sunt niște spații de identificare ale ființei interioare, nu să identifice cineva un loc anume. Exact, da. Nu vine da. Cineva și că, domnul Bogdan Bărea, te rog frumos, un tablou despre lacul ăla în care am văzut... Strada... Deci, asta nu s-a întâmplat.
Nu vei putea să faci asta, decât ce știu, nu, ce situații. Nu, 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 doar dacă nu, domnule, eu pictez no, este, ceea ce vreau eu, nu da, ce vrea altcineva. Exact. Dacă se suprapun. Asta e. Aici e marea problemă, da. Ca și la cititor cu literatura. Deci cel care privește tablou, da, trebuie să își ia lumea să-l poarte, să-l ia. Exact. Vreau să-ți spun dacă, că odată de cineva... Da. Îl ia acasă, duce cu el și stă acolo. A venit cineva odată și mi-a dat o comandă să-i fac, nu știu, m-a închinuit, ceva de speriat să-i fac ce vroia el. Nu, domne, îți fac ce vreau eu dacă îți place bine, dacă nu, nu. Pentru că nu poți să pictezi la un dicteu. Nu, sigur. Da. Spuneam și despre flori mai devreme. Da. Spune despre flori, ți-am spus acum, sunt semne între cer și pământ. Faptul ăsta de a uni cerul cu pământul, deși nu pare așa foarte vizibil toată povestea asta pe care o spun eu acum, unde vezi tu aici unificarea cerului cu pământul, ce povestești? Dar tu totdeauna vezi altceva decât... Dar nu văd altceva, eu văd în tablou. M-am obișnuit, nu trebuie să știu. Nu, dar eu văd tablou. Da. Și dacă citesc așa, eu le citesc. Da. Pare rău, altceva nu pot să fac. Le citesc. Dacă le citesc în felul ăsta, crede-mă că lectura mea este corectă. Dacă altcineva vede altfel, e posibil să vadă altfel. Dar eu văd aici o legătură clară, și mă rog, de semnele astea vorbesc, de flori, de păsări, de chiar de peisajele acestea care vorbim, tocmai vorbim, văd o legătură clară și o unire între cer și pământ, așa cum, de pildă, în mitologia românească de care vorbeam, e o unire clară în fântână. În fântână. Fântâna este în adânc, nu? Unde e apa, dar când te uiți la apa acolo, vezi cel. Da, frumoasă. Păi, despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Deci, fântânarul care sfințește adâncul cu... Solomonarul, mă rog, da, cum îi spuneau daci. Deci, în fântână este pelicula de apă, nu e așa? Da. În care bei cu ce sete, dacă nu e notul bun... Da, amintești de... Nu amintești chiar vezi. Da, îl vezi, da. Chiar vezi cerul, dacă noapte senină, vezi cerul acolo. Asta ce e mai? Asta este axa romii. Și să mai spun ceva, nu este întâmplător, Bogdan, că fântâna română a făcut-o în curtea lui, ca să aibă acolo unirea asta, ca să o aibă acolo, în curte. Și el, nu am spus că țăranul se duce, vai de mine, se uită la stele în fântână și vine luna. Nu asta. Dar dacă vrea să se uite, le găsești de acolo. Exact. Și știe că asta e axa pe care trăiește el. Uite aici e frumusețea limbii române. Eu nu cred că în germană, deși și au avut poeți mari. Așa. Nu cred că poți să găsești o asemenea imagine reflectată într-o limbă care e greu de... Bogăția semantică a limbii române este unică. Da. A spus-o, știi cine? Cel mai behemen. Nemuritorul Gambeta. Nu, a spus nemuritorul Cioran care nu mai vorbi bun despre România prea avut, da, el așa la viață. Da. Dar el a spus peste tot. Semantica limbii române este unică. Și dădea și exemple. Și știa slavul Domnului. Știa limbi străine, slavul Domnului. Da. Și mai zis franceză. Dar îți dau un singur exemplu din... Ai spus de german. Păi uite, în limba română sunt doi termeni care definesc timpul, pentru că aici avem legătură cu timpul, cu peisaje și cu asta. Doi termeni în limba română. Timp și vreme. Timpul e noțiunea filozofică, ne învață Eminescu, noțiunea filozofică abstractă, iar vremea este a omului, cel care trăiește, secunda lui. Și care nu e tot timpul cu timpul, niciodată, este chiar în opoziție. Limba germană are și a doi termeni. Die Zeit. Zeit și tempus. Nu sunt diferite, nu fac diferența de nuanță între timpul filozofiei și vremea, nu fac asta. Dar și limba engleză este time și tense. Nu e așa că nu fac diferență, ele sunt același lucru, sunt sinonime. Deci, diferența de semantic, de sens major, Bogdan, o face, de exemplu, limba română. Da. Ca nu mai spun că am căutat în disperare, eram, mă rog, și eu mai tânăr și la tucura vorba poetului, căutam în disperare să văd de ce nu se traduce bine Luceafor. În limba germană, în limba franceză. Băi, și în limba franceză, nu este cuvântul masculin.
Da. Luceafărul nu e definit masculin, ba e cu o sintagmă, ba e un substantiv feminin. Și atunci poți gândi că Luceafărul și Cătălina sunt lesbiene, iartă-mă. Că spun vorba asta proastă, da, ca să fiu și eu în tren acum acolo. Da. E bine, nu e. Singura limbă în care e substantiv masculin e araba. A fost, am găsit un arab care mi-a și transcris, așa am undeva pe un bilețel, cum să scrie în arabă Luceafăr. Și Luceafăr acolo e substantiv masculin. În rest, nu. Și am zis, mă, e adevărat că n-avea cum să perceapă cititorul francez chestia asta, câte vreme Luceafăr la ei, nu e substantiv... Era fiindcă nu s-a zărit, s-a zărit și nu e. Nu e substantiv masculin, dragul meu. Nu e masculin, nu e un băiat de care să îndrăgostească Cătălina. Eu, femeie, cum asta? Deci, dintr-o dată, să nasc lucruri din astea care, uite cum derapează, da, nu derapează. Ne mișcăm pe diverse spații conexe. Nu poți să rămâi blocat pe o singură stradă mică, cu fundătură. Un artist care nu are cât de cât o brumă de cultură și asta începută din copilărie, pentru că acum, la ce impact are civilizația asta nouă cu toate Facebook-urile și cu toate internet-urile, nu mai ai timp de carte. Îți trebuie mai mult, Bogdan, decât asta cred eu. Exact. Îți trebuie și o simțire și simțirea... Și continuitate. Și rădăcinile se pun undeva în copilărie și chiar vreau să schimbăm numai o frază, nu mai mult, pentru că am atât de vorbit cu tine, încât nu știu cum le organizez, mai am puțină vreme în emisiunea asta, că trebuie repede. Apropo de rădăcini, vreau să vorbim puțin despre popoul tău, pentru că am găsit aici niște poze al negru, mă rog, de vreuri, nu se făceau fotografii photoshopate și nu știu mai cum, împreună cu părinții tăi. Nici nu se făceau fotografii. Aici o dată pe an. Cum era popoul tău în chinezat? Atunci, de copilărie. Trebuie să știi că nu era diferit de ce acum. Copoul că n-a fost maltratat. Da, nu era construit. Nici arhitectonic. Deci, această stradă, străduță de la mine, cu Capitan Tomina, nu era asfaltat. Era piatră. La copou, ca atare, tu te jucai unde? Pe sărărie? În parc. În parc, aici. Da. Cu copii. Și jucam fotbal la intrarea stadionului. Un băiat care e inginer în Franța, cu încă doi. Dar camarazii tăi de joc de atunci mai sunt? Nu mai sunt? Sunt. Fiecare la... casa lui, la viața lui, la... Dar noi chem la o sălină cu ăsta, fasole cu ciolan sau ceva? Măi, băi, nu prea are cine să facă fasole cu ciolan la mine, știi? Dar tu le făceai la un moment dat. Nu o făcea. Mama făcea, aveam o femeie care... Vreau să ajung la o chestie sensibilă, pentru că... Asta nu mi-a plăcut niciodată, anul trecut n-am vrut să o spun, mi-ai făcut cinstea să mă invit să vorbesc la expoziție, am vrut să tac lucrul atunci, acum nu mai tac, pentru că văd că se perpetuează și nu-mi place. Și anume, ești trecut prin diverse comentarii care se aud că ești un foarte bun colorist. Colorist, am spus. Colorist, da. Bun. Mie personal nu-mi place ternul. Acum, eu nu sunt de specialitate, repet, nu sunt specialitate, poate că ăsta, cuvântul ăsta colorist reprezintă ceva foarte special în limbajul criticilor de specialitate. Dar când spui colorist, păi meșteșugar, nu? Cineva care știe să potrivească culorile. Păi stai puțin. Da. Și atunci, aici sunt două lucruri foarte clare vis-a-vis de culoare. Că despre asta vreau să vorbesc acum, de culoare. Ai zugravul, care e coloristul, și care potrivește vopselele și culorile, după cum trebuie, și avem zugravi extraordinari, de la bisericile bucovinene, de peste tot, zugravi, am spus, și chiar și alții care nu sunt neapărat la biserici. Așa e pictorul, care imaginează, care ia culoarea și o pune într-un anumit sens al său. Și atunci, culoarea nu mai este ceea ce vrem noi, adică element de zugravială, de coloristică. Că așa, dacă îi spun că e colorist, spun și eu că nepoata mea e foarte bună coloristă, că știe să potrivească tot felul de culori de pe creionele acolo, cum se cheamă el. Deci, nu se pune. Eu nu cred că acest cuvânt este un cuvânt corect. E un cuvânt foarte potrivit. Folosit, da. Și zugrav de subțire, cum e numit pictorul în secolul XVI, când începe să picteze.
bisericile din... Da, băi, Zugra, v-am spus, este... Nu, domnule, nu, nu. Iar colorist, eu cred că este cea mai înaltă distinție pe care ți-o poate face cineva care îți privește tablou. Pentru că sunt foarte mulți pictori care nu sunt coloriști. Eu pot să-ți dau foarte multe exemple. Știu de, asta. De pictori care învață să lucreze cu trei culori. Și o viață întreagă te pisează cu negru, cu ocru și cu albastru ceruleu. Mai? O viață întreagă nu ies din culorile astea. Bogdan, mai ironizat că vin cu fișe. Bun. Mi-am văzut o fișă ca să citez o singură propoziție, să nu fie cumva greșeva. Da, nu te-am ironizat deloc, Nicolae, din contră. Nicolae Steinhardt. Da. Definește albastrul. Culoarea. Da. Se spune albastrul nu e o culoare. E și el o liniște. El a spus foarte corect treaba asta și trebuie să te gândești puțin la ea. Și atunci, culorile pentru un pictor și pentru cineva care îi place să aibă sau să uite la o lucrare în culorile acelea, roșu, albastru, vedem noi ce fel de culoare, acela, de fapt, nu caută culoarea ca atare, ci starea sa interioară în culoarea aceea. Albastru nu e o culoare, e o liniște. Hai să-ți spun. Deci Steinhardt, în anii 50, probabil că găsea liniștea numai uitându-se la cer. Uite, o explicație rapidă. Asta putem să o găsim, să spun că Steinhardt a fost la Voronezh și a fost albastru. Deci nu asta e problema. Deci nu unde, de unde a spus el lucrul ăsta. Da. Ci faptul că el definește în felul ăsta culoarea. Da. Egal o stare de spirit. Culoarea egal dar o stare. Să știi o stare și anume liniște sau ură. Sau rea dispoziție, sau bună dispoziție, sau dragoste, sau... Culoarea totdeauna exprimă ceva, sunt convins de asta, oriunde ar fi, într-o pictură, oricui ar fi. Uite, pictorii nașterii l-au înfățișat pe Iisus în gri, la vinerea a doua. Și m-am gândit tot timpul, dar de ce să fie gri îmbrăcămintea lui Iisus? Dar unde? O mulțime de pictori. Și în gri, în culoarea gri. Și da, după aceea constat, m-am dus și eu să văd, să mă documentez și asta cu griu. Zice, griu, da, griu este culoarea dolului a evrei, a cenușii pe care și-o pună în cap, și mai ales e și culoarea speranței că Iisus vine ca să mântuiască lumea a doua oară cu griu acela. Și iată, dintr-o dată, avea o semnificație de acest fel. Eu cred că toate lucrurile se acționează în subconștientul nostru. Te întreb, și de unde să știu eu chestia asta, dacă funcționează la mine sau nu funcționează. A spus-o Culian, a spus-o Jung, a spus-o mulțime de oameni mai deștepți decât noi, sigur. O luat la nu știu ce, la orice... Poate tu? Poate. Și-au spus. Da, toate lucrurile astea se exprimă în subconștientul oricărui artist contemporan, că e pictor, că e scriitor, că ce este el, subconștient. El nu știe. Nu știe lucrul ăsta și se exprimă acolo. Pe care vii și spui, dar de unde mi-a venit mie treaba? Sau vin eu și spun, uite, la Bogdan, bă, am văzut asta. Și tu spui, hai bă, de unde ai scos-o tu pe asta? Uite, așa se vede de la mine, de exemplu. Și vreau să spun că culoarea, eu în continuare cred că, bun, termenul dacă este încetățenit, asta e, nu mai pot să-i fac eu nimica. Dar pe de altă parte, trebuie să pun accentul ăsta și să spun observația asta, să nu se ducă lumea spre ideea coloristă, egal meșteșugar, care potrivește culori, care zugrăvește culori, care le combină. Știi, nu sunt de la reclama aia acolo, aia care se ridică da, mâna. Da, activează-te. Activează-te. Nu, da. Coloristul știi că când se spunea cu respect... De exemplu, tabloul ăsta, uite, cu marina aceea, cu un soare roșu în spate, cu aceste... Ce să spun, ca ea, ce bărți ce sunt ele cu pânzile astea? Sunt niște, păi ce niște sunt, simboluri de venit, de plecat, de... Păi de simboluri, ei, vezi? Da. Și venim acolo. Niște nostalgii ale depărtării. Și venim acolo. Da. Exact. Și venim la sentimentul departelui, de care am povestit și altă dată. Despre asta e vorba. Departele acelea, ia uite cum stă, uite sus, păsările. Uite-le, așa, soarele, uite, pânzele acelea care se le vede și jos în mare. Exact, și deasupra. Da. Și atunci, nu ai sentimentul ăsta de partele când te uiți la el? Că de ce să am eu tabloul ăsta în casă? Ca să ce? Ca să am sentimentul ăsta. Pentru că așa vreau eu. Pentru că așa simt eu.
Dar de ce să am eu, uite, și alte, câte sunt aici? Extra, mai ales tablouțe pe peisaje pe albastru sunt absolut captivante, absolut senzaționale. Senzaționale. O să fie, expoziții frumoase. Și altfel, să știi că de ce fac expoziții în fiecare? Albastrul nu e o culoare, e o liniște. Da. Atât timp cât în fiecare an am ceva de spus, ce n-am spus până acum, fac expoziții. Atunci când nu o să mai am nimic de spus, când nu voi face un pas înainte, când nu voi mai urca o treaptă, Bogdan. Atunci stau liniștit și mai aștept să treacă un an, dacă mai trece. Aia se va întâmpla, Doamne ferește, și să fie cât mai încolo, când n-ai să mai fii. Până atunci vei fi felul ăsta. Uite, ca să mă refer tot la tablou ăsta, care, iată, ai albastru ăsta mare, nu? Cu păsările care ne liniștesc cumva, cu aceste reflecții în apă. Cu pânzele deschise, dar ele statice. Dar și soarele care răsare acolo. Acolo este o pasiune sau poate ceva, un pericol sau poate nu, cine știe. Stau și mă uit și mă întreb și îmi vine să plec la bucătărie, să-mi iau o țigară, să mă întorc înapoi, să mă la... Ia mai lasă-te de fumat. Da. Nu, vreau să spun. Nu fac reclamă la țigări. Da. Dar pe de altă parte... Asta este rostul. Asta e rostul pentru care trebuie să avem în casă lucruri din acestea. Că dacă ne băgăm numai cu pozele lui, nu știu care actor sau nu știu care manelist, spune și are treaba lor, cine vrea să le pună sub pernă să le pună. Da. Dar astea sunt lucruri care îți îmbogățesc ființa interioară, care te... apropo, George Călinescu spunea prin 1956 că ar fi bine ca fiecare, în România de atunci, ca fiecare să-și rezerve 5 minute pe zi să vorbească singur, să vorbească cu sine însuși, singur. 5 minute. Eu cred că acum... Avea o emisiune seara de seară, 5 minute sau 10 minute. Nu, asta era, ideea era asta. Da. 5 minute să vorbești tu cu tine în fiecare radio, zi singur. Asta era ideea lui. Ei bine, eu cred că 5 minute alea nu mai ajung acum, cred că trebuie. Măcar o oră. Doamne ferește să-ți dea Alzheimer-ul peste tine. Da, nu, uite. Să încep vorbesc singur cu tine. Uite ce se întâmplă acum, vis-a-vis societatea aceea, care era oricum mai liniștit asta care este acum. Dom'le, eu o să spun un lucru, nu fac niciun fel apologie a acelei societăți. No, dar în acea societate exista un respect teribil pentru muzeu, pentru creator, pentru artistul plastic, pentru scriitor. Dom'le, erau elemente cu care nația se mândrea. Nu ca acum, cu manele, cu politicieni din aceștia găunoși, ca să nu spun hoți, și cu tot felul de lumpeni, de Ai intrat într-o zonă din mafie totală. Da. Și într-adevăr așa este, din păcate. Nu trăim o vreme prea prietenoasă cu cultura, dar cum am spus și altă dată... Nu numai cu cultura, nu e o vreme... Exact, eu din cauza vremii pe care o trăim, stau și lucrez aici, departe de lumea dezlănțuită. Da, toată lumea dezlănțuită de vii tu, da, să ne arăți lucrările. Vin, dar nu stau mult. Știu, dar spus, nu-i se teme să vii pe Lăpușneau, să te expui acolo, la un venesaj splendisim, îmi spun, de la ce văd aici, este peste... Peste... Să văd cum am să le așez. Eu nu spun că e peste așteptări, eu spun că este ceva absolut splendid. Adică, cum adică peste așteptări, te așteptai să găsești o prostie? Nu am spus asta. Nu am spus asta. De atât de divers, atât de frumos totul, încât nici nu vreau să... Ce să și spun? Acum nu arată bine pentru că sunt puse aiurea. Da, hai să le pui în expoziție. Dar pe perete, când arată aici expoziție, o să fie se face panotarea cum trebuie, știu. Da. E o regulă întreagă și acolo. Ei, vreau să spun că este ceva splendid, încât, stimați telespectatori, eu vă invit la expoziția lui Bogdan Burlean, la sfârșitul 1 septembrie. 22 septembrie este vernisajul. La 11:30, duminică, ca să vii toată lumea. Trecute fix, vă așteaptă Bogdan Burlean. Vreau să-ți spun așa. Vin de la București, de la Suceava, de la Roman și vin doi special de la Oklahoma, din Statele Unite, oameni care au tablouri de-a mele în casă la ea. Ei știu de vernisaj și m-au anunțat ieri.
m-a anunțat că vin special la Iași. Atunci e clar, stimați spectatori, da, da, veniți dacă vreți doar să vedeți geamurile, pentru că cei din Oklahoma cumpără toată istoria. Ei, da, nu, 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 nici chiar așa. Și nu mai avem loc de, dar, de cei din afara Iașului, dar nu, asta este un lucru excepțional, pentru că am spus încă o dată, Bogdan Bărleanu este un artist exponențial. Un colorist. Întoarci să spune colorist. Eu o să caut un alt termen. Nu, nu, așa. Mă străduiesc să găsesc alt termen. Este un termen onorant pentru un, pentru un artist, pentru sunt un pictor. Sunt de acord. Da. Sunt de acord. Așa încât vă invit la expoziția aceea, vă invităm Apolonia TV la această expoziție. Noi o susținem din toate punctele de vedere. Bogdan Bărleanu este un artist în care trebuie să avem încredere și mai ales pe care să-l furăm. Așa, câte o bucată din el, să ducem acasă, să-l punem nu sub pernă, ci pe perete. Vă doresc tot bine până la următoarea emisiune la Cortina de Sticlă.